momentul, unul dintre momentele foarte importante în care cumva am hotărât, real, să te susțin, nu contează în ce, pentru că nu erai, mă rog, erai deja primar și atât, adică nu se știa, mă rog, atunci, a fost momentul în care te-ai opus, real, lui Liviu Dragnea. Eu sunt corectă, spun. Deci, poți să te gândești că o să vorbesc acum câteva cuvinte, câteva propoziții și atunci, pentru că nu știai nici că o să spun asta. Da, asta e, ai văzut că pentru unii pare pentru că a fost lucru ușor. Și în campanie ai văzut. Nu, pentru Gabriela, mine a fost un Firea, moment... Liniuță, PSD, Liniuță, Dragnea. Ați văzut toată comunicarea. Pentru mine a fost un moment în care mi-am dat seama Atenție. Știu toți cei care se uită acum la cine mă refer. Unu. Că ea a fost lăsată singură, Cuc. Ăsta este unul din momentele în care Gabriela Firea a fost lăsată singură, Cuc. De cine? Păi de cine nu trebuia să o lase singură, Cuc? Că eu nu sunt nimeni. Eu sunt un cetățean. Eu sunt un cetățean care are o voce așa mai mare decât a altor cetățeni și atât. Eu nu sunt cineva care nu știe putere, nu. Eu sunt doar un om simplu. Dar cei care nu sunt oameni simpli, care au fost în toate momentele, probabil în ultimii 15 ani, in the same picture, în secunda în care femeia, primarul, etc., pentru că și o să le separăm mai târziu, una este femeia Gabriela Firea, alta e primarul Gabriela Firea, că asta e, una e funcția, alta e omul, da? Că la un moment dat te dedublezi, că n-ai ce să faci, pentru că una este ce trebuie să faci, alta este cum ești tu de fapt, da? Și cred că am lămurit asta până acum. În momentul în care s-a întâmplat acel episod, care a ținut luni de zile și în care ai fost la propriu... Nu tranșată de public. Un an și jumătate. Da? Mă rog, uite, eu am reținut doar câteva luni. Probabil că a fost mult mai mult. Atunci mi-am dat seama că, de fapt, ești singură. Mi-am dat seama de ce ai fost lăsată singură. Ai fost lăsată singură pentru că ai avut tupeul să spui ceva invers. Este foarte important ce spun, pentru că ție ți s-a întâmplat în poziția de primar general al capitalei și de membru al celui mai mare partid, etc. Ți s-a întâmplat din poziția de femeie, e foarte important. Ți s-a întâmplat din toate aceste poziții. Deci tu n-aveai voie, de fapt, să fii invers. N-aveai voie să fii altfel, să spui altceva. Este situația în care se află majoritatea femeilor din societatea asta, dar și din funcții. E foarte important. Dacă ajung, că în general femeile nu prea ajung. Și ajung și când ajung și fac o mică greșeală, da, se pornește un linșaj care eu, la momentul când a început campania acum, eu n-am crezut că poate exista mai mare, într-o mai mare anvergură decât ăla de atunci. Dar s-a întâmplat. Deci eu atunci m-am hotărât, de fapt, nu că m-am hotărât, atunci pur și simplu am simțit, nu o revoltă. Bă, până la urmă, adică femeia n-a fost de acord sau e pe inversul. Ce înseamnă asta? Adică n-ai voie? Care e ideea? Ce se întâmplă? N-ai voie să miști? N-ai voie să vorbești? Cum să spun, ca un fel de omerta din asta în jurul a tot ceea ce înseamnă politica și de partid și de orice. Pentru că momentul ăla a fost un moment pentru mine foarte clar. Mie mi-era rușine. De aceea am avut așa îndrăzneala să ies din linie, să ies din front, pentru că poate fiind femeie, poate lucrând de atâția ani în presă și fiind critică, normal, la rândul meu, cu cei care nu-și țineau promisiunile, mi-era foarte mare jenă. Observând cum trec zile, trec săptămâni, se scurge timpul
Și ceea ce nu am promis singură, ceea ce am promis împreună, eu și echipa politică, nu se întâmplă în București. Scurt, scurt, pentru că nu vreau să intrăm în zone tehnice. Nu, nicio, că nu vreau să vorbim nimic despre... Au fost trei lucruri mari care s-au promis. Eu te întreb... De unde a pornit și ce s-a întâmplat? Clar, s-a și scris, nu doar s-a spus, să se spună că poate nu s-a înțeles sau o fi făcut ceva băiatul. Centura, că se trece de la Ministerul Transporturilor la primărie ca să fie finalizată, că eram cei mai interesați să rezolvăm problema traficului. Așa. Elcenul, care ține de guvern, Ministerul Energiei, celebrele două programe care nu sunt la primărie, să fie sub aceeași cupolă, să avem producție, transport și distribuție, să nu mai avem aceste avarii, aceste ceturi care toată vara ne-au nebunit, le-au ținut special în revizie mult timp, puteau să termine reviziile în timp mai scurt, dar le-au ținut închise mult timp ca să ne creeze o problemă și să avem în multe cartiere deficiențe în livrarea apei calde. Și lumea crede că primarul. Nu, eu nu cred că li s-a părut important să dea drumul la apă, pentru că în general ei nu prea fac duș. Da, dar acum au făcut-o intenționat toată vara și au ieșit acum în septembrie cu mesaje: dacă ne votați pe noi, de luni aveți apă. Știți? Adică asta a fost monstruozitatea. Adică ei au oprit apa ca toată lumea să dea vina pe mine. Și de asemenea metroul, pentru că dacă vedeți cum sunt stațiile de metrou, cum sunt zonele de așteptare, că nu s-au mai băgat bani, nu i-a interesat pe nimeni să fie un confort pentru cetățeni. Și aceste lucruri au fost promise de mine și de echipă și văzând că trece timpul și nu se face nimic, guvernul fiind la momentul respectiv format tot din colegi de-ai noștri, dar care ar fi vrut, dar nu puteau că era altă comandă deasupra. Atunci eu am început, m-am dus, am vorbit frumos, elegant, o dată, de două ori, de trei ori, de nouă ori, m-am mai dus încă o dată și încă o dată, m-am mai dat afară pe ușă, m-am mai... Când am văzut că lucrurile deja derapează și când am văzut că deja preocuparea este pentru cu totul alte subiecte decât cele pe care noi le prezentasem oamenilor, am venit și am spus, nu este în regulă, eu nu pot să mai fiu aici. Ție nu ți s-au dat astea? Ție nu ți s-au dat aceste lucruri pe care, mă rog, le-ai convenit, le-ai cerut după aceea, etc. Unu. Pentru că ești femeie, 2, pentru că ești primarul general, 3, pentru că ai fi devenit automat extrem de puternică. Unde? În fața electoratului. Tu, bineînțeles că mă poți contrazice acum imediat, cum m-a contrazis toată campania. Da. Noi ce făceam, am fi făcut împreună și vedea toată lumea. Nu. Adică această nimeni gândire să-i dau un cap cuiva, nu, să nu crească el, dar de fapt pierde și cel care are această strategie. Nu, asta e gândirea mea. Asta e gândirea ta, dar nu este gândirea generală. Eu spun, hai să generală. Facem împreună, nu, și câștigăm împreună. La noi realizările sunt pe persoană individuale, fizică, da, pentru că nația este... Așa este, nu este nu este o jignire. Realizările sunt pe persoană fizică. De aceea chestia asta acum, vine schimbarea, vine să schimb, nu există așa ceva. Astea sunt niște aberații.